Pentru o oră jumate, dar nu știu dacă va fi declarație conferința de presă, că nu vrea domnul Vlas, ca să știți. Deci la 5 jumate 6, ca să știți. Haideți. Da. Da, de asta am și da, ne spuneți cu ce ocazie aici la PC? Dumneavoastră. Aveți hârtia de... Poftim? Aveți hârtia de... Mire, ne-a arătat și nouă. La pușcărie nu te pușcă. Și atunci, domnul Vlasă, ce mai caută înăuntru? Nu știu, treaba lui, să fie sănătos. La pușcărie, nu vezi, la pușcărie, nu vezi. Da. De ce? Și du-te și lasă-te, că noi am muncit aici să facem partidul ăsta. Atâția ani de zile, 3 ani de zile s-a muncit. Mea, treaba noastră, doamne. S-a muncit pentru așa ceva. Du-te și vezi de treaba ta, frate. Rezolvă probleme pe la, la balastiere, la pod, repară podul care l-ai fărâmat. Nu, până nu ne aducem să fie decizia pe care o avem. Da? Bun, așteptați să avem ședință la 5. Ce se întâmplă? Deocamdată, ce se întâmplă? Deocamdată nu este suspendat din funcție domnul Vlase. Hai la ședință, Daniela. Da? Ui, trafă, trebuie. Hai, stai, papă. Ia bătul la... Haideți, domnul, stai ca la ședință. Nu o să vă lase să intrați. Nu o să vă lase să intrați. Deci, nu te interesează. De ce nu răspundeți? La ce parte veniți? La ziua. Bună ziua, bună ziua. Mare tensiune, domnule, aici. Unde, domnule? Da. Unde? Aici. Da. Ziua. Poftiți, poftiți, poftiți. Hai, doar. Hai, nu, dumneavoastră, nu. Nu, dumneavoastră, nu. E ajuns. Pardon. Deci, eu comandați, domnule, aici. Domnule, eu comand. Aveți șansa. Vă puteți vă identificați. Vrați prezentați-vă, domnul Coman, domnul deputat. Domnul deputat, a venit presa. Domnul deputat, avem o presă. Vreau să avem o conferință de presă. O ținem la care... Dar ce se întâmplă acum? A fost impus un președinte, 8 clase cu 2 dosare penale. Nu se respectă statutul. Dar se respectă statutul. Nu se respectă statutul. Deci vă așteptăm la seara. La seara. Unde este? Până la urmă cum s-a rezolvat? Langar. Asta e unde se duce. Uzi, mai nu trebuie unde se duce, cum vă spun eu. Deci vă spun la sediu unde facem o conferință de presă. Păi unde-i sediu, domnule? Eu ce fac? Unde este? Pe asta, pe jos, am mașina în spate, pe drumul. Ce vreau să sunt întâmpiți? Pe ce? Nu, pe ce ne transmiteți, de exemplu? Sediu unde este, domnule? Vă luăm sub mașină. Stai. Domnule, stai. Noi avem mașina aici. Da, am mașina în spate, trebuie să ducem. Vedeți cu domnul Seatru cu mașina. Unde? Vă știți pe domnul Seatru și... Ține mă unde-i sediu, 1 decembrie, că am mașina în spate. 1 decembrie, da. Unde? Unde? La pasarelă, pe colț. Ok, ce acolo, ca da? Să știu unde acolo. Să vin, ce dracu, da? Suntem nebuni la cap. La ce oră? Unde-i mașina? Unde-i mașina? Aline, da. Hai că o las până aici, că n-am cum să... Hai să... Având în vedere faptul că acest om nu îndeplinește din punctul nostru de vedere calitățile unui președinte, îl dorim în altă calitate. De ce nu îndeplinește calitățile? În primul rând, datorită faptului că are extrem de puțină experiență politică și are foarte puține clase. Omul are 8 clase și o școală de șofer.
Noi înțelegem, nu avem nimic cu oamenii care au școli de șoferi, dar pentru președinte de partid nu pot să opui niște infractori în fața unor magistrați. Au fost discuții aprinse, le-am auzit și noi de afară. Domnul Nistor a venit cu acea, să-i zic, amenințare că dacă nu hotărâm ceea ce dorește el, ne dă afară pe toți. Ce post i-ați oferit domnului Coman? Că a spus că vreau să nu prea are studii. Unde ar avea loc? Deci, când vorbim de studii, vorbim de capacitatea unui om, nu de a fi ales, că poate să fie ales și 4 clase, ci capacitatea unui om de a conduce o organizație. La asta ne-a referit. Dar cel mai grav nu sunt studiile, sunt aceste dosare penale pe care domnul Coman le are și care sunt acum la momentul respectiv plecate de la Buzău la parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Că această hotărâre a fost luată politic, dar legal. În statut se prevede la articolul 20. Pe linia lui Victor. Exact. Hai că ne sunt. Dar cum mă reprezintă centru, deocamdată. Toți. Nu, dar nu, dar știu de ce. E un apartament de... Da. Da. Hai. Unde ești, Dan? Așa, acolo unde reușim să aducem un parlamentar în organizațiile foarte slabe, nu în organizațiile bune, de drept, parlamentarul este președintele organizației județene. Pe aceste două decizii de partid m-am deplasat la organizația din Buzău, având ieri o întâlnire cu câțiva colegi, eu credeam că sunt colegi din birou, că nu-i știu chiar pe toți pe de rost. Și totul ok, domne, gata, suntem de acord, pentru că e o decizie de partid și nu poate să fie, chiar dacă eu n-aș fi de acord cu această decizie, mă supun votului majorității. Vine domnul Coman președinte, ca să existe un echilibru, un președinte interimar, repet, nu vine pe președinte de organizație. Probabil nu-i singurul partid care a încălcat această înțelegere morală. Da? Nu cred că o să vă așteptați la Partidul Conservator, care v-am dat un argument juridic, că trebuie să ducem la 5%, să stăm pe loc, iar colegi din toate partidele migrează la toate partidele, noi să stăm că ținem cont de ceea ce a spus dumneavoastră. În opinia mea aveți perfectă dreptate. În opinia mea. Dar, ca om politic, vă spun că facem parte într-o alianță și trebuie să ajungem la targetul de 5% din parlamentari din cadrul USL-ului ca să putem renegocia viitorul politic acestui partid. Dumneavoastră sunteți unit. Și deci liceul l-am absolvit în județul Brașov, orașul Săcele. Punct. Ce liceu și în ce an? Liceul industrial. În ce an? Deci 86-89. 86-89? Da. 86-89-90. Că 90 am plecat în armată. Dar să știți, sunt pe alea, vedeți, în orașul Săcele, liceul industrial. Ce facultate urmează? Sunteți neapărat interesant? Păi, da. Domnul Coman, știți că noi avem și multă treabă în redacție. Să știți că nu glumim, da, și punem întrebările. Bun, și dacă stăteam acolo și mă puneți acolo... Dar ce sunt secret în care este facultatea? Sau... Acum, iertați-mă că intervin. Nu cred că e rușine pentru dar nimeni. Dar nu e vorba de... Nu e rușine, o rușine pentru nimeni că un om este destul de tânăr, vrea să-și completeze studiile. Dar n-a asta nu înseamnă că... Asta nu înseamnă că neapărat Partidul Conservator va avea, ca orice partid, de fapt, va avea doar intelectuali. E timid, mi-a spus afară. Domne, sunt când văd camerele nebunesc, îmi pierd și firea. Nu sunt atât super inteligent, dar îmi pierd firea când văd camerele. Mi-a explicat omul ce să-i fac. Asta am înțeles, domnule Nistor. Diferența, ca să nu rămânem fără replică, între noi ăștia tineri în juni, jurnaliști, ca să mă exprim pleonasme, cum spunea și fostul șef al noastră, Dan Diaconescu, și le răspunde. Sunteți acum în barca puterii. Asta e și motivul pentru care aveți. Adică se poate să-i ajute pe toți oamenii. Dar de ce răspundeți dumneavoastră? Pentru domnul Coman. Eu nu pot să răspund. De ce? Nu pot.
Păi aveți, despre asta vorbim, despre valul public cu care dumneavoastră sunteți plătit și un răspuns pe care trebuie să-l dați cetățeanului, cetățean care a mers la vot și care a crezut, răspunsul poate, la în ideea de pe PNL. Dau în 4 ani de zile, da? În 4 ani de zile? Asta e replica dumneavoastră? Prin fapte, domnul prin fapte, da? Bun, bine, eu înțeleg întrebarea foarte bine. Eu vă pot completa de ce vin colegi de la PPDD către Partidul Conservator sau spre alte partide. Din următorul motiv, că oamenii au crezut că dacă votează PPDD-ul, vor primi 20.000 de euro și întreabă prin colegiu când ne dați banii. Și oamenii, dacă, dom'le, te-am votat, mi-ai spus la televizor nopți întregi că să ne dați 20.000 de euro dacă vă alege, v-am ales, dați-ne bani înapoi, dați-ne. Și atunci oamenii, de bună credință, n-am spus-o eu și ca să nu mai aibă acest dialog neplăcut pentru un om ales, neplăcut și pentru un om oarecare, alege calea să plece la alt partid. Oamenii care sunt, spun eu, și au aceste probleme de discuții cu cetățenii. A promis 20.000 de euro asta în campanie? Cine? Putin? Nu, partidul de la București a promis. Și v-ați întâlnit cu astfel de situații în care oamenii v-au cerut banii după ce ați fost ales? Da. Și când ați ales să candidați, nu știați că oamenii vă cer 20.000 de euro? Dar nu vă să-ți răspunsul. Nu, pentru că a avut încredere în partidul. Vă dați seama, de moment ce a candidat, a avut încredere în mijlocul partidului. S-a convins că nu a fost atât de bun. Deci fac parte din Comisia Petiții și Abuzuri. Altceva? Repet întrebarea? Da. Cine este președintele PC, președintele onorific PC și cel executiv? Domnul Daniel Constantin. Este? Cine? Președinte, partidul. Da. Președinte executiv este domnul Nistor. Altceva? Și domnul profesor. Și domnul profesor. Ce profesor? Domnul profesor? Voiculescu. Un singur profesor. Domnul deputat, ați semnat un ce? Act cu conducerea Partidului Popor, în care acel act de fidelitate contra rasismului politic, da. Care, prin care v-ați angajat... N-am semnat niciun act. Da, mulțumesc. Oricum, din punct de vedere...